Balta ori insula Brăilei Din 1968, după mai bine de 5 ani de buncă silnică la propriu, aproape 72.000 de hectare din balta Brăilei au fost îndiguite cu 172 de km de val de pământ, împrumutat din exteriorul lui, după vechiul obicei omenesc de a construi valurile de apărare, lăsând apele Dunării să creeze noi bălți pe toată circunferința zonei îndiguite și, evident, locuri de distracție pentru împătimiții pescuitului. Scriam într-un articol acum ceva ani în urmă că realizarea unui parc nautic natural este foarte posibil și că o parte a zonei indiguite de nord a insulei mari ar putea fi renaturată. Este foarte evident că o asemenea remarcă nu a fost luată în seamă ca și multe alte încercări cu privire la renaturările insulei. Costurile realizării cele mai mari încinte agricole din Europa în bani, muncă și sacrificii umane este de necalculat. Între timp însă, discuția prinse cu oameni care au administrat sau au lucrat efectiv în zone protejate umede, cum este Delta Dunăre și Parcul Balta Mică a mi-au creat o viziune foarte interesantă asupra ideii de renaturare. Dacă acum 60 de ani românii s-au luptat cu natura pentru a izmulge 70.000 de hectare pentru agricultură, și aceleași lucruri s-au petrecut și în deltă cu suprafețe mult mai mari, acum întoarcerea la starea naturală inițial are pentru mine și nu numai o alternativă demnă de luată în seamă. Transformarea naturală a bălților, ce fac parte din foste și actuale delte ale Dunării, în ostroave și suprafețe de uscat în mod irreversibil. Toate încercările de a adânci privalurile, canalele, oriezerele sunt sortite eșecului. Chiar cu o cantitate înjumătățită de aluviuni, datorată celor două baraje porțile de fier, 1 și 2, Dunerea construiește uscat nou de-a lungul și la capătul fluviului. Încercările umane de a schimba natura mi se par complet ne la locul lor, de vreme ce apa curge la vale. Dar cum nimic nu este întâmplător, dacă privim cu atenție harta din satelita Insule Mari, vedem că această incintă agricolă uriașă este realizată din sute de parcele care sunt delimitate de canale de secare, absolut obligatorii pentru funcționarea acestei activități agricole de cele mai multe ori aflate sub nivelul apelor Dunării. În poligonul desenat cu roșu din partea de nord a insulei am măsurat aproape 400 de kilometri de canale de desecare, pline aproape în permanență cu apă în tot timpul anului. Lățimea medie a acestor canale este de circa 8 metri, iar printre cele mai scurte sunt cele de un kilometru lungime. Și dacă ne uităm la această baltă care a apărut ca groapă de împrumut pentru realizarea digului de apărare a incintei, mai facem un pas spre a gândi o strategie de a ne folosi, alături de investitori din agronomie, de beneficiile apariției insule mari, atât de hurite de iubitori de natură. Lățimea digului fluvial de apărare a insulei este de circa 3 metri și a fost construit, așa cum scriam, cu pământul luat din gropile de împrumut din exteriorul digului. Făcând o comparație cu digul fluvial de pe malul stâng al Dunării, dintre Brăila și Galați, care de vreo 40 de ani se deschis circulație publice ca drum național secundar și care are cam 8 metri lățime, cu circulații pe două benzi, dacă digul incinte s-ar lăți la 6 metri, înălțat cu încă un metru, pentru a avea siguranță la apele foarte mari, am obține următoarele beneficii. Bălți cu caracter permanent, alături de dig, spre interior, care pot apărea ca grob de împrumut pentru lărgirea și supraînălțarea digului și care, conectate cu canalele de desecare pe de o parte și cu dunerea prin pompe de cealaltă parte, pot păstra nivelul necesar de apă în ele. Controlul perfect al nivelului apei la rădăcina plantelor din sole, reducând foarte mult irigarea de suprafață și pierderile inutile de energie și apă. Siguranță crescută la inundațiile mari. Posibilitatea de a asfalta digul astfel lărgit și al deschide circulației ușoare neindustriale. Curățarea, adâncirea la nivelul cerut de agricultură a canalelor de desecare și popularea cu pește autohtone a băților și canalelor în vederea realizării unei rețele uriașe pentru pescuitul sportiv. Controlul foarte natural și precis al utilizării de îngrășăminte. Pesticide, insecticide, etc., care afectează apele freatice din sol și ies la suprafață în canalele de desecare. Accesul autocomplet pe toată lungimea canalelor de desecare, în vederea utilizărilor ca bazine piscicole. Și astfel, lăsând imaginația și ceva cunoaștere a locurilor și date precise despre ele să lucreze, am ajuns să schițăm o idee de utilizare la comun a unei incinte indiguite pentru agricultură, creând, pe doar o treime din suprafața insulei mari, o rețea de 400 de kilometri de canale pline cu pește pentru pătimiții de pescuit, cu acces auto pentru fiecare metru din aceste canale și bălți, cu construirea unui drum de 52 de kilometri pentru acces auto ușor și îmbunătățirea foarte semnificativă asiguranței la inundații și micșurarea consumurilor pentru menținerea umidității în solul agricol. Și asta fără renaturare, fără pierdere de teren agricol. Să privim la această fotografie. Urma galbenă care pornește din centura Brăilei și sfârșește în digul insule mari are cam 2,5 km, din care 500 de metri reprezintă un pot peste Dunăre, cu o înălțime obișnuită în navigație fluviale, pentru că Dunărea maritimă sfârșește la șantierul naval din aval. Poate că aceste idei par a fi vise de neîndeplinit, dar sfârșitul acestei 2022, în decembrie, voi trece împreună cu dumneavoastră peste un pod pe care îl aștept de 50 de ani. Deci totul este posibil. Dacă nu pentru noi, poate pentru generația pe care ne-am asumat să o educăm și creștem din preună cu noi. Cu deosebit respect, Lucian Țilea, 31 iulie 2022.